Găsirea unui loc de muncă în pandemie a fost o adevărată provocare pentru mulți români. Cu toate acestea, în Prahova, spre exemplu, aproape 8.000 de oameni și-au găsit de lucru în această perioadă. Fără studii și fără o calificare, oamenii au reușit să se angajeze în construcții, în fabrici de confecții, dar și în sistemul sanitar. Este atmosfera de lucru dintr-o fabrică de confecții din Păulești, Prahova. Aici lucrează 8 femei care în pandemie s-au trezit fără un loc de muncă. Iuliana Stoilescu are 44 de ani, iar la începutul stării de urgență, firma la care lucra și-a încetat activitatea. Și-a rămas câteva zile în șomaj, după care am auzit prin cineva că această firmă are nevoie de angajați. Și am avut norocul mare să găsesc de lucru, ținând cont că e și pandemie, ținând cont că greu se mai găsea de lucru. Și Daniela s-a trezit în pandemie că nu mai are cum să-și asigure traiul. Am lucrat la o firmă de catering care depindea foarte mult de școli. Și din cauza pandemiei, firma s-a închis. Am intrat în șomaj și după câteva luni am reușit să dau de această firmă care, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-a angajat și mi-a găsit un loc de muncă. Aceste categorii de șomerce se încadrau în categoria celor foarte greu ocupabili și greu ocupabili au fost pe lista de priorități a autorităților. Pentru că a fost specificul acesta de criză sanitară, și-au găsit în lucrători în comerț, în sistemele acestea de securitate și pază, la confecții, pentru că ei și-au regândit afacerea și s-au repoziționat în această perioadă. La sfârșitul lui 2020, în evidențele din Prahova erau înregistrați 8.571 de șomeri și în județul Alba 5.400 de oameni, majoritatea fără studii superioare, și-au găsit un nou loc de muncă. Aceste cifre, priviți-le contextual, ele arată doar că acea parte din populație a apelat la AJOFM. Sunt suficiente canale online de căutare și de găsire a unui loc de muncă. La finalul anului 2020, în România, aproape 300.000 de persoane erau înscrise la plata indemnizației de șomaj.